Maestrul Alexandru Arșinel suferă din nou pe un pat de spital după ce a trecut prin multe încercări grele în ultima perioadă. Marele actor se pregătește de două operații pe inimă, dintre care una pe cord deschis la o clinică privată, a spus maestrul în exclusivitate pentru Antena 3. Directorul Teatrului de Revistă Constantin Tănase din București a mai avut probleme serioase de sănătate în trecut. A trecut printr-o infecție cu SARS-CoV-2 și a fost transplantat și un rinichi. Maestrul în vârstă de 82 de ani se declară trist din cauza faptului că nu va putea participa pe 23 noiembrie la parastasul de 4 ani al fostei sale partenere de scenă, inegalabilă actriță Stella Popescu. Citez, probabil că Stella mă caută deja, cine știe, am încheiat citatul, asta a spus îndrăgitul actor.